Cuvântul Domnului pentru astăzi este în Epistola lui Iacob, capitolul 1. Voi citi de la versetul 2 la 12. Iacob 1, de la 2 la 12. Să ascultăm cuvântul Domnului. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdarea. Dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșită lucrarea, pentru ca să fiți desăvârșiți, întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Dacă vreunea dintre voi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare. Și ea îi va fi dată, dar s-o ceară cu credință, fără să se îndoiască deloc. Pentru că cine se îndoiește, seamănă cu valul mării, tulburat și împins de vânt încoace și încolo. Un astfel de om să nu se aștepte să primească ceva de la Dumnezeu, căci este un om nehotărât și nestatornic în toate căile lui. Fratele dintr-o stare de jos să se laude cu înălțarea lui. Bogatul, dimpotrivă, să se laude cu smerirea lui, că-și va trece ca floarea ierbii. Răsare soarele cu căldura lui arzătoare și usucă iarba. Floarea îi cade jos și frumusețea înfățișării ei piere. Așa se va vesteji bogatul în umbletele lui. Ferici de cel ce rabdă ispita, că-și după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții, pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-L iubesc. Amen. Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, voi începe mesajul meu de astăzi din serialul Comoara din Stâncă, făcându-vă să cunoașteți ceva sau aducându-vă aminte celor ce cunoașteți de acest fapt. Care dintre dumneavoastră cunoașteți sau ați auzit de familia fratelui păstor Nelu Țârle din Detroit? Sunt câțiva care cunosc, mulțumesc. De ce menționez numele acesta? Acest om al lui Dumnezeu, de o nobleță deosebită, de o bunătate rară, a trecut prin necazuri deosebit de mari. În familia dânsului s-a născut un copil cu întârziere mentală. În familia dânsului, un copil le-a murit la 16 ani. În familia dânsului, în anul 2007, decembrie, o fată, 24 de ani, a murit bolnavă cu cancer. Ce credeți dumneavoastră că este în mintea acestui om, al lui Dumnezeu și a soției lui, când trebuie să meargă în fața bisericii și să încurajeze biserica să se încreadă în Domnul, în mângâierile lui, în purtarea lui de grijă? Ce poate să le spună omul acesta? Sau, nu de mult am citit mărturia doctorului William Cruz. Este președintele sau, dacă vreți, rectorul Universității Golden Gate Baptist Seminary. De asemenea, păstor, soț și tată. Această figură academică în lume teologică americană și baptistă face... Am citit articolul lui următoarea mărturie. 22 mai 1997, la ora 3 dimineața, doctorul care îngrijea de fiica noastră, Ronda, în vârstă de 37 de ani, m-a sunat să-mi spună: de data aceasta, Ronda a reușit, s-a sinucis. Timp de 20 de ani, bolnavă în depresie psihică, a încercat de 20 de ori să se sinucidă.
De data aceasta, a luat o supradoză de tranquilizante și medicii n-au mai putut-o salva. Apoi, doctorul William Cruz spune: de asemenea, soția mea, căsătoriți împreună de 46 de ani, de 35 de ani suferă de depresie maniacă sau de bipolar disorder. Este o dereglare, o imbalanță chimică în creierul omului, asta este explicația medicală, în care persoanele care suferă de depresie maniacă sau bipolar disorder, acum este bucuros sau bucuroasă și în minutul următor țipă, lovește, au fost chiar cazuri de crimă, stările acestea imprevizibile. Și în concluzia articolului scria doctorul Cruz următorul lucru: cum pot să-mi pregătesc studenții, viitorii păstori și profesori, viitorii evangheliști pentru viață și slujire, spunându-le că Dumnezeu este bun și că ne ascultă în toate lucrurile? Și totuși, Dumnezeu rămâne bun și ne ascultă. În adevăr, aceasta este întrebarea. Când lucrurile care ne înconjoară, când lucrurile pe care le experimentăm nu sunt cele care ne plac, când cel rău ne lovește din toate direcțiile, când în casă ai multe pierderi, când în relațiile de familie ești stresat, când în relația cu biserica ești stresat, când în relația de prieteni și de business nu mai știi încotro să iai, ce ai să faci? În această dimineață, cu smerenie, voi veni în fața dumneavoastră cu un mesaj pe care l-am intitulat: ce vom face în încercări? Ce vom face în încercări? În acest cuvânt inspirat pe care l-am citit în introducerea mesajului meu, apostolul Iacob, frate pe jumătate, deci după tată, de trup cu Mântuitorul Iisus Hristos potrivit Matei 13:55, Marcu 6:3, ne prezintă patru adevăruri, patru răspunsuri la această întrebare pe care fiecare din noi o avem. Ce să fac când sunt atât de încercat? Ce să fac? Primul lucru pe care Duhul Domnului l-a revelat lui Iacob: când ești în încercare, când ești în necaz, când ești în stres, când ești în depresie, când ești în pierderi, când nu mai ești înțeles, primul lucru pe care trebuie să-l faci sau să-l facem, este acesta: observă scopul divin al încercărilor. Deci observă scopul divin al încercărilor. Și dacă vă uitați cu mine, în pasajul pe care l-am citit, Iacob spune două scopuri fundamentale. Primul, în încercare, în ispită, în necaz, în lipsă, în neînțelegere, Domnul ne învață răbdare. Versetul 2 și 3. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdarea. Când Domnul ne pune acolo în foc, în groapa cu lei, în râul învolburat, în oceanul cu furtună, în cuptorul cu foc, face lucrul acesta ca să cultive în tine și în mine răbdarea. Ce înseamnă asta, răbdare? Definirea răbdării este următoarea: este abilitatea de a sta în picioare sub presiune și situații adverse. Abilitatea de a sta în picioare, în presiune și situații adverse. Poate că afară, tu sau eu, arătăm bine. Lumea zice, nu știu ce este în inima acestui om, acestei femei, acestui bărbat. Trece prin necazul, știu, dar nu-l pot citi. Poate că afară avem o față frumoasă. În inimă poate să fie un război și o furtună teribilă, o sângerare puternică. Întrebarea este aceasta: suntem oameni care nu mai mascăm adevărul sau putem să stăm în picioare în timpul necazului, în timpul încercării, în timpul stresului? Ori suntem aceia care la prima încercare, când nu suntem în prezența altora, cum zice românul, ne sare țandura, ne certăm repede,
Uităm că suntem oamenii lui Dumnezeu. Împrumutăm un vocabular vulgar. Ne compromitem necivilizat în relațiile noastre. Dar ca să nu facem lucrul acesta, să putem să stăm în picioare, avem nevoie de răbdare. Și în cuvântul lui Dumnezeu, dacă ne uităm, știm bine acest adevăr, ca să cultivăm răbdare, avem nevoie de două lucruri. Avem nevoie de roada Duhului Sfânt în noi, pe care ne dă Duhul Sfânt, dacă cooperăm cu El. În măsura în care cooperăm cu Duhul Sfânt, avem răbdare. Este caracterul înăscut, dat, dacă vreți. Și pe lângă aceasta trebuie să fie caracterul cultivat. Ceea ce Sfântul Apostol Petru spune în 2 Petru capitolul 1, versetele 4 la 8, când zice: dați-vă și voi toată silința. Cultivă. Și acolo spune: ca să aveți răbdare. Să aveți răbdare. Uneori însă Dumnezeu ne încearcă, nu neapărat pentru cultivarea răbdării, ne încearcă pentru gloria Lui. Dacă vă aduceți aminte de aceste cazuri din Ioan capitolul 9, versetele 1 la 12, au întrebat: cine a păcătuit de tânărul acesta s-a născut orb? Părinții? El? Au pus o întrebare fără gândire. Cum putea spune de s-a născut orb? El a păcătuit. Nu putea să păcătuiască înainte să nască, nu? Și el s-a născut orb. Și a spus: nu, s-a născut așa pentru gloria lui Dumnezeu, să-ți arate gloria, măreția lui Dumnezeu în el. Dumnezeu poate să intervină în viața ta și în viața mea cu o minune supranaturală, ca și în cazul acestui orb. Și dacă eu în încercare, dacă eu în ecaz, am știut să-mi păstrez coloana vertebrală, să stau în picioare, să nu mă îndoiesc sub presiune, înseamnă că Dumnezeu m-a învățat și te-a învățat, ne-a învățat răbdare. Și al doilea argument pentru Iacob, din partea Duhului Sfânt, este că Domnul vrea să ne desăvârșească în necaz, în încercare. Versetul 4. Dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșită lucrarea pentru ca să fiți desăvârșiți întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Pentru cei ce sunt foarte legaliști între noi, a fi desăvârșit nu însemnează a fi perfect. Nu însemnează a fi perfect. Ci a fi desăvârșit însemnează a realiza că ai greșit, ca și David, și a te întoarce imediat cu greșeala către Dumnezeu, ca să poți să capezi din partea lui Dumnezeu calificativul de om după inima mea. David, așa cum am văzut și în studiul despre familie, a falimentat grosolan în relația lui cu Dumnezeu. În familie, în caracter, în comportament, în relația cu semenii, adulter, crimă, înșelăciune. Și totuși Dumnezeu îl numește om după inima mea. De ce? Pentru că David a fost un om desăvârșit. Ce însemnează? David a fost omul care a realizat: am greșit și trebuie să mă întorc cu greșeala mea către Dumnezeu și să nu o mai fac. Atunci devii un om după inima lui Dumnezeu. Atunci capeți îndurarea lui Dumnezeu. Că desăvârșire nu însemnează perfecțiune, imunitate la păcat, ne spune cuvântul Domnului. Sfântul Apostol Petru spune în felul următor: căci este un lucru plăcut dacă cineva pentru cugetul lui față de Dumnezeu suferă întristare și suferă pe nedrept. În adevăr, ce fale este să suferiți cu răbdare să fiți pălmuiți când ați făcut ce este rău? Dar dacă suferiți cu răbdare când ați făcut ce este bine, lucrul acesta este plăcut lui Dumnezeu. Și la aceasta ați fost chemați, fiindcă și Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă ca să călcați pe urmele Lui. El n-a făcut păcat și în gura Lui nu s-a găsit vicleșug. Când era batjocorit, nu răspundea cu batjocuri și când era chinuit, nu amenința, ci se supunea dreptului judecător. El a purtat păcatele noastre în trupul său, pe lemn, pentru ca noi, fiind morți față de păcat, să trăim pentru neprihănire. Prin rânile Lui ați fost vindecați. Căci erați ca niște oi rătăcite, dar acum v-ați întors la păstorul și episcopul sufletelor voastre. Iisus Hristos ne învață desăvârșire. Iisus Hristos ne învață răbdare. În al doilea rând, ce vom face când suntem în încercare? Al doilea lucru și al doilea adevăr pe care Iacobul îl are de la Duhul Sfânt este să cerem imediat ajutorul Domnului. Cere imediat ajutorul Domnului. Versetul 5 este parcă în neconcordanță cu ce spune Iacob, pentru că înserează înțelepciunea imediat după încercare, însemnează că înțelepciunea este soluția. Dacă vreunia dintre voi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare, și ea îi va fi dată. Când suntem în necazuri, frașesorilor, doamnelor și domnilor, avem nevoie de înțelepciune. Soluția este înțelepciune. De aceea Iacob vine cu formula înțelepciune.
Pentru că știți ce se întâmplă, știți foarte bine, eu sunt martor în dreptul meu, dumneata, ești martor în dreptul dumitale. Când ești în necaz, te gândești numai la necazul tău. Și pentru că vezi necazul mare, mai mare decât tine, mai mare decât capacitatea de a o duce și nu-L vezi pe Dumnezeu mai mare decât tine și decât din necazul tău, de aceea, de multe ori, suntem ispitiți să luăm hotărâri pripite. Decizii pripite. Și ca să nu cădem în această greșeală, să luăm decizii pripite în timp de necaz, avem nevoie de înțelepciunea care vine de la Dumnezeu. De înțelepciunea pe care ne-o dă Dumnezeu. Și Iacob ne asigură, dacă vrei înțelepciune de la Dumnezeu, poți să faci lucrul acesta. Uită-te la două aspecte ale înțelepciunii lui. Înțelepciunea lui este nediscriminatorie. Dumnezeu care dă tuturor cu mână largă. Roagă-te Domnului, întreabă-L ce să faci. Domnul dă tuturor înțelepciuni. Nu este om sub soare care să nu aibă nevoie de înțelepciunea lui Dumnezeu. Poate că noi, uneori în mândria noastră, ne lăudăm că avem înțelepciune. Ca și acest păstor predica despre venirea Domnului. Și i-a zis, fraților, eu știu că venirea Domnului este aproape. O spune cuvântul Domnului, dar de asemenea este un amănunt special în cuvântul lui Dumnezeu cu privire la venirea Domnului. Și anume, scrie profetul Daniel că în vremurile din urmă înțelepciunea va crește. Și el a continuat și a zis, eu mă uit numai la mine. Avem nevoie de înțelepciune. Fiecare din noi putem să creștem în înțelepciune. Să nu ne uităm așa de bine numai la noi. Pentru că avem nevoie de înțelepciune. Și Dumnezeu spune că dă nediscriminatoriu această înțelepciune. Dacă am cerut-o eu, mi-o dă. Dacă ai cerut-o tu, ți-o dă. Fiecare dintre noi. De ce? Pentru că Dumnezeu ne învață să fim înțelepți în situații în care ni se par că sunt absurde. Norman Vincent Peale, acest autor creștin, care a pus apoi bazele acestei reviste care continuă numită Guidepost. Poate unii dintre dumneavoastră ați citit-o, o găsiți aproape la toate spitalele, Guidepost. Pentru că în Guidepost sunt puse foarte multe experiențe de ale oamenilor cu Dumnezeu. Și am citit în Guidepost felul în care Dumnezeu a intervenit în viața acestei tinere. Se cheamă Deborah Rose. În orașul Milwaukee, statul Wisconsin. Deborah Rose este o studentă la college, la facultate. Lucrează part-time ca să poată să aibă bani de benzină și bani de viață de fiecare zi la college. Astăzi, spune ea, în mărturia ei din Guidepost, s-a dus la serviciu, lucra la un fast food, unde se vindea pui și sandwich-uri. Și a spus ea, nu m-am dus nici cu mașina, m-am dus cu basul. Iar seara când s-a terminat serviciul, de fapt șeful ne-a lăsat mai repede, că n-au venit clienți, era în mijlocul săptămânii. Când se plec acasă, șeful mi-a zis, ia niște friptură de pui, pentru că s-a făcut prea multă, și du-o cu tine acasă. Și am împachetat friptura, zice, într-o pungă și am plecat. Am ieșit în stradă și trebuiau 15 minute până venea autobuzul. Am zis, mă duc pe jos. Și am pornit pe jos. Și la un moment dat, zice, mergând pe alei ca să ajung spre cartierul unde locuiam, un tânăr mascat, cu un cuțit în mână, a sărit la mine, mi-a pus cuțitul în gât, a început să mă înjure, să vorbească foarte vulgar și să nu țip. Sigur că eu am început să țip pentru că m-am speriat. A vrut să o ducă pe niște aleile turalnice, bineînțeles, să o violeze și să-i facă rău. Și în timp ce o târa să-i facă această fără de lege, a auzit un glas. Deborah a auzit un glas care i-a zis în felul următor. Debbie, eat your chicken. Mâncă-ți friptura, puiul. Cum să mănânci când cineva te ține, nu, sub soare și cu cuțitul la mână? Debbie, eat your chicken. Mănâncă-ți puiul. Și a zis ea, pentru că merg la biserică, mi-am dat seama când vorbește Dumnezeu. Și am țipat odată. Și el a zis, dacă mai țipi odată, e mai rău de tine. Și am zis, cum mă duci așa, pot să mănânc? Și omul a fost surprins, banditul.
Și a zis, mănâncă. Și a zis ea, târându-mă, am deschis punga și am scos o bucată de pui, să mănânc cum am auzit. Dar în clipa când am scos bucata de pui, doi câini din aceia vagabonzi, mari ca niște viței, au simțit mirosul și au venit la noi. Borfașul, criminalul, când a văzut câinii, s-a speriat, a lăsat-o pe debe și a luat-o la fugă. Și spune ea, acum am zis, nu m-a omorât un om, mă omoră câinii. Dar vocea care mi-a vorbit prima dată a zis din nou, nu te impacienta, aruncă-le o bucățică la fiecare. Și a zis ea, rupeam din cicăn câte un din pui, câte un pic și le aruncam la câini și câinii tot pe lângă mine și așteptau să mai primească. Și a zis, m-am dus până acasă și câinii m-au păzit să nu mi se mai întâmple nimic. Este interesant cum Dumnezeu vorbește și cum vrea să te înțelepțească. Uneori ți se pare că este ciudat ce-ți vorbește Dumnezeu. Dumnezeu nu vorbește niciodată ca să se afle în vorbă. Când El îți dă un sfat, când El îți spune ceva, tu și eu trebuie să-L ascultăm. Și cu Dumnezeu este nediscriminatoriu. Pe de altă parte, numai că e nediscriminatoriu, o ascultă pe Debe, te ascultă pe tine, mă ascultă pe mine și pe Debe Olar, o ascultă, este oferită cu bucurie sfatului. Înțelepciunea Lui este oferită cu bucurie. Dumnezeu care dă tuturor fără mustrare. Când îți pezi răbdarea, mustri pe cineva. Și Dumnezeu care ne învață răbdarea, nu poate să ne mustre dacă îl cerem ajutorul Lui, dacă îi cerem să ne sprijinească, să ne binecuvânte, să vină în ajutorul nostru cu sfatul Lui. Deci El are răbdare cu tine, are răbdare cu mine. În Ieremia, capitolul 33 cu versetul 3 spune, cheamă-mă și îți voi răspunde și îți voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse pe care nu le cunoști. Domnul este comoara, sursa tuturor lucrurilor, tuturor înțelepciunilor. În vreme de necaz, nu înveți numai lecția răbdării, în vreme de necaz trebuie să înveți și lecția înțelepciunii. În al treilea rând, în timp de necaz, încrede-te pe deplin în Domnul. Încrede-te pe deplin în Domnul. Uitați ce spune versetele 6 și 8. Dar s-o ceară înțelepciunea cu credință, fără să se îndoiască deloc. Pentru că cine se îndoiește, seamănă cu valul mării tulburat și împins de vânt încoace și încolo. Un astfel de om să nu se aștepte să primească ceva de la Domnul, căci este un om nehotărât și nestatornic în toate căile lui. Pe de altă parte, cuvântul Domnului în Psalmul 146 cu versetul 5, 77 cu 1 la 2, 105 cu 4, spune următorul lucru. Ferici de cine are ca ajutor pe Dumnezeul lui Iacob. Ferici de cine își pune nădejdea în Domnul Dumnezeul său. Stric cu glasul meu către Dumnezeu, stric cu glasul meu către cel preanalt, căci El mă va asculta. În ziua necazului meu caut pe Domnul, noaptea mâinile îmi stau întinse fără curmare, sufletul meu nu vrea nicio mângâiere. Lăudați pe Domnul, chemați numele Lui, faceți cunoscut printre popoare isprăvile Lui. Încrede-te în Domnul. Și cum facem lucrul acesta? Cum ne putem încrede în Domnul? Este o metodă simplă. Găsește stânca. În furtună, în necaz, ai nevoie de ceva stabil. Ai nevoie de ceva stabil. Suntem aici aproape de ocean, insula Catalina este aproape, mai sunt alte insule până la Catalina. Nu este uimitor în mijlocul oceanului să vezi câte o stâncă care stă acolo tot timpul în ciuda furtunii, în ciuda valurilor, în ciuda sării. Stânca rămâne acolo. În mijlocul problemelor, înțelepciunea lui Dumnezeu ne învață să găsim locul stabil, să găsim stânca. Uitați-vă la omul lui Dumnezeu, Iov. Au venit la el prietenii ca să-l mângâie și au făcut bine. Cuvântul Domnului spune că au plâns cu el și au făcut bine. Apoi cuvântul lui Dumnezeu spune că 7 zile, când l-au văzut în ce condiții este Iov, ce au făcut? Au tăcut și au făcut mai bine. Când au început să vorbească, au început să facă rău. Pentru că știți ce? De multe ori noi suntem teologi. Toți avem sfat,
Și toți știm de ce se întâmplă lucrurile care se întâmplă cu noi. Și toți trei care au venit la el, după ce au tăcut, după ce au venit să plângă cu el și au făcut lucru bun, când au început să-i explice lucrurile la Iov, au început să-l apese, pentru că teologii au obiceiul acesta să te apese mai tare. Și fiecare din noi are obiceiul acesta. În condițiile acestea însă este mișcător să-l vezi pe Iov vorbind aceste cuvinte. Fie-vă milă, fie-vă milă de mine, prietenii mei, căci mâna lui Dumnezeu m-a lovit. De ce mă urmăriți ca Dumnezeu și nu vă mai săturați de carnea mea? Auziți pe el. O, aș vrea ca vorbele mele să fie scrise, să fie scrise într-o carte. Aș vrea să fie săpate cu o daltă de fier și cu plumb, unde? În stâncă, pentru că el a găsit stânca. E pe vecie. Eu știu că răscumpărătorul meu este viu și că se va ridica la urmă pe pământ. Chiar dacă mi se va nemici piele și chiar dacă nu voi mai avea carne, voi vedea totuși pe Dumnezeu. Îl voi vedea și îmi va fi binevoitor. Ochii mei îl vor vedea și numai altuia. Sufletul meu tânjește de dorul acesta în lăuntrul meu. Iov știe că este încercat, dar Iov a găsit stânca. Și stânca pe care a găsit-o este răscumpărătorul despre care vorbește și care noi știm că este Iisus Hristos, stânca veacurilor. Frați și surori, doamnelor și domnilor, în orice încercare și în orice împrejurare, în orice lovitură, să nu uităm stânca care ne dă stabilitate. Să nu-L uităm pe Mântuitorul Iisus Hristos. El este acela care a zis și se ține de cuvânt. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Cum nu va fi cu noi în ziua necazului? Cum nu va fi cu tine în ziua încercării? De aceea, prinde-te de această stâncă. Prinde-te de Hristos, prinde-te de poala hainei Lui și vei vedea că Dumnezeu te binecuvântă. Și apoi, în al patrulea rând și în ultimul rând, în nevoie, în încercare, când vrei să răspunzi la această întrebare, ce să fac în încercare? Învață răbdarea, încredite în Domnul, cere înțelepciunea Lui, găsește-ți tăria. În al patrulea rând, privește continuu în sus. Privește continuu în sus. Versetul 12. Feriți de cel ce rabdă ispita sau încercarea, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce îl iubesc. Aș vrea să fac o precizare aici pentru toți ascultătorii mei. În limba greacă, termenul pentru încercare și pentru ispită este același, și anume peirasmos. Peirasmos. Care este însă metodologia? Că peirasmos înseamnă ispită și peirasmos înseamnă încercare. Când încercarea, peirasmos, vine din partea celui rău, pentru că este cu scop de distrugere, grecii, în cultura lor, au acest concept. Este ispită. Când peirasmos, încercarea, vine din partea lui Dumnezeu, ca să ne zidească caracterul, peirasmos înseamnă încercare binecuvântată. Și atunci, în versetul, în Iacob, în versetul 2, folosește peirasmos, încercare ca venită din partea lui Dumnezeu. Fratele, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, spune tot peirasmos. De ce? Pentru că încercarea vine de la Dumnezeu și lucrează răbdarea. În versetul 12 din același capitol, apostolul Iacob zice, feriți de cel ce rabdă ispita. Este același lucru, peirasmos. De ce? Pentru că ispita vine din partea celui rău ca să-ți distrugă caracterul, ca să-mi distrugă caracterul. Dar Iacob are din partea Domnului această revelație despre care v-am vorbit de multe ori și care, pe care vă reamintesc din nou. În biruirea ispitei, deci a încercării care vine din partea celui rău, cu scop să-ți distrugă caracterul și să te îndoie, să nu mai poți să stai în picioare. Dacă ești biruitor în ispită, privești la Dumnezeu, Dumnezeu are un scop special cu tine și are o răsplată specială pentru tine. Și anume, care este? Este cununa vieții. Este cununa vieții. Cununa vieții, frați și surori, doamnelor și domnilor, este oferită de Dumnezeu martirilor. Țineți minte, martirilor. În Apocalipsa, 2:11 spune acest lucru. Să veghezi, să ras până la sfârșit, 2:10, și îți va da cununa vieții. Deci cei ce sunt omorâți pentru Hristos primesc coroana cea mai glorioasă din împărăția cerurilor. Este cununa vieții, coroana vieții.
Însă Dumnezeu a găsit cu cale și următorul lucru. Când vine ispita împotriva ta, deci încercarea din partea celui rău ca să-ți distrugă caracterul și integritatea, dacă nu ai căzut spiritual, n-ai murit spiritual, ai rămas în picioare din punct de vedere al caracterului și al spiritualității, Dumnezeu, în bunătatea Lui, se gândește la tine și la mine să-ți dea aceeași coroană ca și martirilor. Coroană vieții. Cum se întâmplă lucrul acesta? În primul rând, care este obiceiul cel mai frecvent în necaz? Faratele dintr-o stare de jos să se laude cu înălțarea lui, bogatul dimpotrivă să se laude cu smerenia lui, că își va trece ca floarea ierbii. Obiceiul nostru, spune Iacob, este acesta. Când suntem în necaz, și la necaz să privim din perspectiva claselor sociale, din perspectiva poziției economice, din perspectiva poziției intelectuale. Eu sunt din clasa intelectualilor, eu sunt din clasa bogaților, eu sunt dintr-o clasă socială înaltă. Și de aceea necazul trebuie să mă ocolească sau la asupra mea nu trebuie să aibă puterea pe care o are asupra altora. Nu! Necazul nu se rezolvă din perspectivele claselor din care noi facem parte, ci necazul se rezolvă cu credință în Mântuitorul Iisus Hristos. Nu clasa socială îți dă biruință. Nu! Nu starea materială îți dă biruință, ci smerirea de depinde de Dumnezeu. De depinde de Dumnezeu. Apoi, al doilea lucru, privește la premiul ceresc. Ferit e cel ce rabdă ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-L iubesc. Cununa vieții. Nu este simplu să rabzi, nu este simplu să biruiești ispita și nu este simplu să ai răbdare în încercare. Recent am citit cazul acestei familii tinere, diaconi într-o biserică din orașul Stamford, Texas. Deci el era diacon în această biserică, avea un singur copil, o fetiță de 8 ani, care s-a îmbolnăvit și a murit. Când păstorul s-a dus să oficieze în mormântarea, spune el, pe drum, în timp ce conduceam să ajung la casa funerară, m-am rugat Domnului și am spus, Doamne, să nu mă întrebe de ce a murit fiica noastră, pentru că nu știu să le răspund. Și apoi spune el în continuare, păstorul, mi-am adus aminte de pasajul acesta din 2 Samuel 12, despre copilul lui David, care a murit la naștere, după 7 zile. Când trăia copilul, spunea David, după ce a murit copilul, posteam și plângeam, că își ziceam, cine știe dacă nu se va îndura Domnul de mine și dacă nu va trăi copilul? Acum, când a murit, pot să-l mai întorc în viață? Eu mă voi duce la el, dar el nu se va întoarce la mine. Am ajuns, spune el, la casa funerară, m-am dus să dau mâna cu familia, să-i îmbrățișez, să-i asigur de respectul și de dragostea mea și prima întrebare pe care mi-au pus-o. De ce a murit fiica noastră? Și păstorul a spus, nu știu, dar am un cuvânt pentru voi. Când voi vesti mesajul, veți auzi cuvântul pe care l-am. Și-a citit pasajul acesta. Era în mijlocul săptămânii, în mormântarea. Duminică dimineața, spune el, când am ajuns la biserică, familia aceasta erau prezenți în biserică. Tata, diaconul, mi-a cerut permisiunea să vorbească în biserică câteva cuvinte. Am crezut că vrea să mulțumească pentru cei ce au participat la mormântare. Dar a venit la amvon și a zis așa, am ținut așa de mult la fetița cu care Dumnezeu ne-a binecuvântat, la fiica noastră. A fost viața noastră, bucuria noastră, preocuparea noastră. M-am mâniat așa de rău pe Dumnezeu că n-a vindecat-o și a luat-o. Și am zis, n-am să-L mai slujesc niciodată. Însă când la mormântare fratele păstor a citit cuvintele lui David despre copilul care i-a murit lui David și când a zis, ea nu mai vine la noi, dar eu mă duc la el, am zis, ce voi câștiga dacă eu sunt un rebel? Pentru că eu mi-am iubit așa de mult fiica și soția și-a iubit așa de mult fiica, că vrem să fim cu ea. Dacă eu sunt rebel împotriva lui Dumnezeu, eu știu unde s-a dus fiica mea.
nu o să mai vedem niciodată. Așa că nu vrem să fim rebeli. Vrem să fim credincioși lui Dumnezeu, pentru că vrem să ne întâlnim cu ea într-o zi și vom fi cu ea pentru totdeauna în Împărăția lui Dumnezeu. Inima s-a schimbat. Un cuvânt te poate schimba. Un cuvânt te poate transforma. Pentru că este cuvântul puterii și înțelepciunii lui Dumnezeu. De aceea, frați și surori, doamnelor și domnilor, în această dimineață în Biserica Emanuel, la întrebarea, ce vom face în încercări? Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ne răspunde prin Apostolul Iacob. În încercări se pot face multe lucruri. Unii se leapă de Dumnezeu, întorc spatele lui Dumnezeu, uită bunătatea lui Dumnezeu și, pe lângă faptul că poate au pierdut în încercarea respectivă, își pot pierde și sufletul. De ce Iacob ne învață și spune, în încercări, observă scopul divin al încercării. Dumnezeu vrea să lucreze desăvârșirea Lui în tine și să cultive răbdare în tine. În încercări, pe de altă parte, cuvântul Dumnezeu ne învață și mă învață să cerem imediat ajutorul lui Dumnezeu, înțelepciunea Lui, ca să știm cum să reacționăm în încercare. În încercări, cuvântul Domnului ne învață să ne încredem pe deplin în Dumnezeu, pentru că El este nediscriminatoriu, se îndură de fiecare în egală măsură. Și apoi, în încercare, spune cuvântul lui Dumnezeu, să nu uiți, să nu te uiți numai la încercare și să te plângi în fiecare zi. Privește în sus, la premiul pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru tine sau pentru mine, dacă ieșim biruitori în încercare, cununa vieții. Binecuvântarea lui Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu a făcut lucrul acesta să fie inclus în paginile Sfintelor Scripturii, Dumnezeu a făcut lucrul acesta pentru că este posibil pentru fiecare dintre noi. Trecem prin încercări, în zilele acestea încă suntem în încercare, poate viața ta trece printr-o încercare diferită și sunt sigur de aspectul acesta, valurile probabil sunt prea mari care vin împotriva ta sau a familiei tale. Dar Dumnezeu ți-a vorbit prin cuvântul Domnului și a spus, fii înțelept, găsește stânca, prinde-te de stâncă. Și stânca aceasta, care este în ajutorul tău și este ajutorul tău, este Iisus Hristos. Cu El este biruință. Cu El te ridici deasupra valurilor. Pentru că El are puterea aceea prin care să poruncească mării să se oprească, furtunii să se potolească și valurilor să se micșoreze. El are puterea aceea să fie în foc și focul să nu te ardă. El are puterea aceea să fie cu tine în cuptorul încins, în groapa cu lei și să închidă gura leilor. De ce? Pentru că Dumnezeul nostru, pe de altă parte, este Domnul care poartă de grijă. Și pentru că a investit viața sa în tine și în mine, Iisus Hristos, pe lemnul din Golgota. De aceea ai preț în ochii Lui și avem preț în ochii Lui. Încrede-te în El. Și din încercarea prin care treci, vei ieși mai mult decât biruitor spre gloria Domnului și spre bucuria ta și a casei tale. Amin.